Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem plăcerea de a discuta astăzi cu domnul Mihai Gherghe, consilier local din partea PSD Gorj, în cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță sunt câteva probleme pe tapet în aceste săptămâni aici la Târgu Jiu, în Gorj. Prima dintre ele este și o dilemă personală și cu siguranță radioascultătorii trebuie să se lămurească. Cum s-a ajuns la situația ca o investiție găsită undeva la 20 de milioane de euro sau 22 de milioane de euro să fie teoretic gata, să fie prezentată ca fiind finalizat un stadion de către în bilanțul la 6 luni al premierului în exercițiu al României, însă să vedem în piață cum acum 9 luni era nevoie de o sumă de 2 milioane 200 de euro, acum 3 săptămâni de 4 milioane, iar astăzi aflăm că de fapt sunt 5 milioane. Omul de rând nu știe ce să mai creadă. Presa nu știe ce să mai creadă. Cine ascunde și ce ascunde în această nebunie? Da, vă referiți la investiția de la stadion. Da. După cum știți, la sfârșitul 2015 s-a aprobat trecerea stadionului în proprietatea municipiului Târgu Jiu pentru a fi predată către investitor, Compania Națională de Investiții, pentru a se derula investiția de modernizare stadion. Da. Deci a fost o investiție de modernizare a stadionului, deci doar a stadionului. Atât a prevăzut acea investiție, care investiție a fost finalizată de anul trecut, din toamna anului trecut, pentru punerea în funcțiune, pentru darea în folosință, pentru a putea fi folosită toată zona, toată platforma din jurul stadionului, mai era nevoie de un alt proiect, de o altă investiție pentru amenajarea urbanistică, amenajarea peisagistică a stadionului și racordarea la utilități. Apă, canalizare, gaze, curent și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă utilități. Din păcate, s-a pierdut deja un an de zile și vedem că nu s-a susținut obținerea acestor bani. Nu poți să stai să aștepți, și asta vă spun cu mare sinceritate. Din păcate, acum iar o să se genereze tot felul de subiecte și de scandaluri, dar asta este realitatea, pentru că am văzut că domnul primar doar a căutat să meargă la București, pe la ușile unor partide, în loc să meargă la Compania Națională de Investiții pentru a obține finanțarea. Inclusiv unul dintre primarii din județul Gorj spunea: domne, eu pentru o sumă extrem de mică, de câteva mii sau 15.000, ceva de genul ăsta de euro, am fost la CNI de nenumărate ori. Pentru că CNI-ul este un investitor. Nu poți să stai în Târgu Jiu și să aștepți să vină investitorul. Trebuie să te duci la investitor și să-l convingi să vină să investească. Și eu știu chestia asta, inclusiv de anul trecut am stat de vorbă pe această margine cu persoane din cadrul Companiei Naționale de Investiții și exact același lucru mi l-au confirmat. Și iată că vedem că acum doar după intervenția, adică nu poți să fii doar primar și să aștepți doar intervenția unor parlamentari care sunt din actul de guvernare pentru a se finaliza o investiție. Ești primarul acestui municipiu și ești răspunzător. Atunci când ai candidat și ai câștigat alegerile, știai despre ce este vorba, pentru că a fost inclusiv consilier. Deci nu putem acum să spunem: domne, nu e problema mea. De aici apar foarte multe probleme, da? Vedem inclusiv cu sala sportului, a fost finalizată, s-a făcut tăierea de panglică cu tot felul de invitați, nu mai dezvoltăm subiectul, a fost și o petrecere pentru darea în folosință a sălii sporturilor, petrecerea care au fost invitați oameni de seamă din PNL și așa mai departe, deci nu consilieri. N-a fost nimeni de la PSD? Nici măcar nu a fost invitați. Nici măcar nu s-a spus noi consilieri, și mai ales că era vorba de o parte din consilieri care au fost inclusiv pe mandatul trecut, când am aprobat toate aceste investiții, că sunt venite de pe mandatul 2012-2016. Știm că au și apărut în presă poze de la acea petrecere vestită pe insuliță cu tot felul de membri PNL, cu consilierii domnului primar și așa mai departe, dar când a apărut o problemă la sala sportului, văd că nu, tot așa, alții erau de vină.
Aici e un mare semn de întrebare pentru mine. Deci faptul că la momentul acesta n-avem inaugurat stadionul municipal din Târgu Jiu este vina primarului Marcel Romanescu. Este punctul meu de vedere. Pentru că ești răspunzător, conduci această primărie, conduci această instituție, este o investiție a acestei instituții. Noi ca și consilier local nu aveam ce să facem atâta timp cât nu te duci și nu ceri acești bani. A trebuit, ați văzut foarte bine, la unul dintre drumurile la București pentru a obține această finanțare, de fapt, și este realitate că n-a căutat, de fapt, să caute o portiță de a veni în PSD. Nu este nicio... Da, ca o paranteză foarte scurtă, alaltieri, senatorul Florin Crăciumaru a spus că au fost discuții privitor la o trecere a dumnealui la PSD, dar care nu s-au finalizat. Corect. Păi, să revenim totuși. Am câteva... Deci aici este, aici. A fost această investiție pe reabilitare, pe refacere stadion. Această investiție a fost finalizată anul trecut. Pentru a se putea da în folosință, mai erau nevoie de câteva milioane de euro. După cum știți, o lucrare se face o estimare tehnică, da? Și se scoate la licitație. Și stadionul a avut o anumită sumă, s-a scos la licitație cu o sumă mai mică. Deci, cel care investește, da, spune, domne, eu aș avea nevoie, probabil de aici este diferența ca să admiți dumneavoastră de anumite sume. Dar sare 9 luni de zile de la 200 nu știu, la 5. Chiar astăzi de dimineață am citit că va apărea această hotărâre de guvern. Pe 5 milioane? Vedem motivarea din spatele hotărârii de guvern. Când de apare ce? Motivarea? Nu știu să vă zic, nici eu nu am apucat să citesc foarte, foarte mult și atunci în motivare trebuie să se spună, sunt expunerile de motive pentru care sunt aceste sume. Probabil sunt prevăzute, asta nu înseamnă că neapărat acești bani se vor cheltui, pentru că v-am dat exemplu, se scoate la licitație, să zicem, 20 de milioane de euro, suma nu este contractată, lucrarea nu este contractată pe toată această sumă de 20 de milioane de euro. Ea se poate contracta cu bani întrebare, mai puțin. Nu era mai comod ca atunci când s-a făcut proiectul, când s-a debutat în conceperea acestui proiect de modernizare a stadionului, arenei municipale. Da, de ce nu s-a prevăzut și... De ce nu s-a prevăzut și această sumă, în contact cât era X, unde X egal suma... Sunt proiecte pe fonduri europene și vin doar pentru anumite direcții. Investiții. Da, deci sunt pe capitole, da, de investiții. Vin pe investiții doar pentru... Și aceste amenajări și așa nu puteau fi găsite nicăieri? Probabil că atunci nu a fost prins aceste investiții. Trebuiau făcute demersurile din timp pentru a fi obținut această finanțare. Da, anul trecut, din păcate, a fost acea campanie electorală, s-a schimbat conducerea și nu s-a mai făcut niciun fel de demers. Deci pot să vă spun și este real și ne putem informa și o să vedeți că nu s-a făcut niciun fel de demers pentru a se continua aceste investiții, pentru a se obține această investiție. De-abia după ce, iată, toată lumea s-a sesizat și a văzut că s-au văzut, sunt imagini și de anul trecut când s-au făcut probele la instalație de iluminat, la pentru stadion, la sonorizare. Deci stadionul este finalizat. Această investiție de modernizare a stadionului este finalizată. Faptul că nu se poate da în folosință, amenajarea peisagistică nu este gata, corect. Acum, limba română este periculoasă. Eu ca vorbitor de limba română, când văd într-un bilanț stadion Târgu Jiu finalizat, eu presupun, da, corect, că se pot desfășura evenimente. De aici s-a creat și, din păcate, da, foarte multă lume, pentru că noi în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, se caută să se interpreteze orice... Ce e drept, nu vă putem contrazice. Și se caută doar a se căuta anumite nereguli sau anumite scăpări și doar pe alea ne interesează. Deci nu ne mai interesează partea bună, ne interesează doar partea negativă. Aici este și toată această nebunie. Deci, și cine avea un dram de normalitate, verifica și vedea că investiția a fost finalizată. Inclusiv domnul primar a recunoscut până la urmă. Domnule, este finalizată investiția. Ceea ce s-a aprobat în Consiliul Local, investiția modernizată, a fost finalizată. E vorba de amenajarea peisagistică. Este un alt capitol. Citeam niște fragmente dintr-o motivare a CNI. Care, unde se spunea că nu corespunde numărul de piste. Am înțeles că este exact cât trebuie pentru omologare. Că nu s-a sesizat CNI-ul atunci că hotelul ar fi conform sau neconform realității. Noastră, inclusiv de la UEFA, de la ISU,
sau au venit tot felul de reglementări, care e posibil să nu fi fost la momentul la care s-a debutat proiectul. Da, la care s-a semnat investiția și a debutat investiția la, la stadion. Și atunci probabil sunt, este nevoie de anumite investiții pentru a le face. Aduceți-vă aminte la Arena Națională cum a fost proiectul aprobat și s-au făcut investiții, s-au finalizat, s-a recepționat lucrarea, ca apoi să vină UEFA când s-a disputat finala de UEFA League, da? A văzut că UEFA a venit și a cerut anumite modificări în interiorul stadionului, inclusiv cu zona de conferințe, acces și așa mai departe. Modificări pe care UEFA le are în vedere și pentru care nu îți dă voie să organizezi competiții dacă nu faci exact cum solicitei. Probabil că aceste și probabil s-au schimbat anumite cerințe și atunci... De ordin tehnic. Da, mă gândesc că de aici vine această diferență de, când, de abordare. Nu știu, nici nu mai putem spune. Când putem aștepta, haide să o spunem franc, când putem aștepta inaugurarea stadionului? Când va da CNI-ul acei bani? Nu pot să vă dau o estimare. Vedem, aici mai e vorba, dacă s-ar da banii, dacă vor veni banii, nu cred că durează mai mult de 2-3 luni de zile, pentru că eu sunt lucrări destul de mici. Deci nu sunt lucrări care să necesite un an, 2 ani de zile. Nu, sunt lucrări de amenajare și astea se pot face corect și repede după ce se după ce vor fi scoase la licitație, după ce va fi scoase la licitație lucrarea. Deci ar trebui să dureze foarte mult din momentul în care da. Și după cum știți, e o meteahnă din păcate în România și este des folosită de a fi contestate aceste licitații și da, tot aici felul, mereu am și spus pot că... să vă spun că și vorbesc din realitate, sunt foarte multe județe unde se fac astfel de contestații pentru a nu se da drumul la licitații, pentru a nu se și da drumul la lucrări. Sunt aceiași contestatari mai de fiecare dată. Pentru ca apoi să vină în campanie de electorală de locale sau parlamentare să spună, vedeți, nu s-a demarat niciun fel de investiție. Corect, dar în spate sunt... Asta și chiar în Gorj se întâmplă și în multe inclusiv pe legea licitațiilor publice s-au făcut anumite modificări și vor intra în vigoare. Cred că s-a dat o ordonanță de urgență sau se va da o hotărâre de guvern pe această temă și un lucru foarte bun. Adică ăla care tot contestă, da, și fără un fundament, exact, da, să și plătească. Să fie sancționat. Corect, de acord. Deci sunt anumite, se fac pași în acest sens pentru că este un blocaj destul de mare la nivel național. Dorit sau nedorit. Pentru că trebuie să luăm în calcul și acest aspect și vedem și asta pot să vă spun că inclusiv la discuții la care am asistat cu investitori, cu oameni de afaceri români care au vorbit de aceste probleme reale. Faptul că pe infrastructură în România infrastructură, investiții pe infrastructură în România, vorbim de investițiile pe apă și canal, pe investiții în infrastructura rutieră, pe cale ferată, deci tot ce înseamnă investiții pe infrastructură sunt mari probleme. Am înțeles. Cu siguranță ce mi-ați spus acum dumneavoastră nu știți doar dumneavoastră. Cu siguranță știu și cei din PSD și cei din PNL și multă lume, să zic, care are cât de cât tangență cu domeniul administrativ. Și dacă ne dorim bine în acestei țări, trebuie să fim de acord toate partidele politice și să facem și să luăm aceste măsuri de a se elimina acest derapaj, aceste ieșiri în decor cu de astfel de probleme. Pentru că, până la urmă, depinde de dezvoltarea țării, indiferent cine este la guvernare. Dacă, de exemplu, da, cum este acum la guvernare, suntem noi la guvernare, PSD-ul și PNL-ul doar se folosește de astfel de tertipuri, de a bloca, de a contesta lucrări și astea, doar ca să nu se facă investiții care până la urmă trag la nivel național țara, o trag în jos, astea nu sunt lucruri normale. PSD-ul indiferent, s-a folosit de astfel de nu știu să vă zic. Nu, din ce știu eu, nu. Și nu dau acum, zic că, domne, PNL-ul este spatele acestor... Nu, ați văzut că nu am zis că sunt, doamne ferește, dar vreau să zic că nu este normal, trebuie să ne unim pe astfel de probleme care țin de țară. Aici nu cred că mai e nevoie să spunem, domne, eu sunt de la PNL și nu sunt de acord cu modificarea legii contestațiilor, cu legea cu licitație publică și așa mai departe. De acord. Voiam să vă întreb, cu siguranță nu numai dumneavoastră știți aceste informații pe care le-ați prezentat. Sunt și la PNL, sunt și la PSD, toți cei care au tangență cu actul administrativ. De ce a ieșit președintele executiv al PSD recent, în urmă o lună, două, și a spus că până în septembrie stadionul va fi gata, când se știa că e o problemă, să spunem, de neconcordanță, de nepotrivire. Vedeți dumneavoastră... Mai e o lună până în septembrie. Da, două luni.
Păi august și intrăm în septembrie. Dacă, vedeți dumneavoastră, și la nivelul actului de guvernare și la Palatul Victoria, sunt oameni care, da, muncesc așa cum muncesc. Nu, asta e o realitate, indiferent de guvernare. Corect, da? Corect. Și de aici probabil și aceste greutăți în a se duce hârtiile și a se primi avize. Vedeți, aici iar vorbim de un aparat birocratic și de un traseu birocratic foarte, foarte chinuitor și foarte, foarte imoral și injust. Da, și atunci tot felul de... Aici trebuie umblat și trebuie văzut, indiferent de guvernare. Și atunci stăm, vedem acest traseu, că, până la urmă, stăm după un traseu al hârtiilor mai mult, poate, decât ar dura o investiție. O investiție, da, în sine, da. Două, trei luni stai după un traseu al hârtiilor și investiția poate durează o lună și jumătate. Știți care e problema mare și cred că sunteți de acord cu mine? Cu cât se va tergiversa acordarea de fonduri de către CNI, da? Cu atât riscă, da, să se deterioreze ceea ce mai aici. Este inclusiv dorința CNI-ului de a da în folosință acest stadion, pentru că el este un investitor și toate aceste cheltuieli sunt susținute de întreținerea stadionului, sunt susținute și de ei, că s-a declarat acest lucru în iarnă. Investitorul nu are interesul de a ține niște investiții pe loc. Păi să deblocheze banii mai repede. Aici este problema. Dar vedeți că e un circuit al banilor și al hârtiilor care, din păcate, duce la aceste întârzieri. Sperăm să se rezolve odată și cred că merităm acest lucru, dar... Am înțeles. Cum stau lucrurile cu CSM-ul? Avem CSM-ul, nu avem CSM-ul, avem președinte, nu avem președinte? Acum, iară... Că ați avut o ședință destul de interesantă. Am avut o ședință de Consiliul Local, în care noi anul trecut, după cum știți, la sfârșitul anului trecut, am aprobat înființarea Clubului Sportiv Municipal. Tocmai pentru a da, în primul rând, noi ne-am gândit la zona juvenilă, la copii, la tine. Și gândul e bun. Da. Și să plecăm cu o bază, cu un proiect, cu un club sportiv, de la zero, transparent, prin ceea ce înseamnă finanțare. Pentru că toate deciziile se luau în cadrul Consiliului Local. Consiliul Local este cel care conduce coordonează activitatea clubului sportiv municipal. Nu mai era vorba de a nu se ști câți bani, transferuri, plăți și așa mai departe. Totul s-ar fi făcut legal, la vedere, corect, așa cum sunt multe CSM-uri în țară, care activează și care au chiar și performanță. Vedem CSM București, CSM Craiova, vedem la Zalău. Vă referiți la nivel de întreaga activitate sportivă. Exact, da, sunt cluburi sportive. Specializări. Exact, dar da, e clubul sportiv municipal în Zalău, care e pe Hamba și are... Da, sunt câteva bune. Exact. Știm foarte bine că inclusiv atunci, la acel proiect de hotărâre, deși în comisii, când noi am venit cu proiectul PSD al de PSR-ul, am venit cu acest proiect de hotărâre, la propunerea colegilor de la PMP și PNL. Dom'le, vrem și noi să facem parte în acest proiect. Sigur, nu se pune problema. S-a făcut o comisie cu consilieri din fiecare partid politic. S-a întâlnit această comisie și s-a discutat pe marginea regulamentului de funcționare a acestui club sportiv municipal. Și să ne aducem aminte că apoi în ședință domnul primar a venit cu un proiect al lui de hotărâre, care nu fusese discutat, cu un CSM al lui, tot așa din, nu știu, orgoliu, ranchiună, răutate, de a avea un proiect, pentru că noi am venit cu această propunere. Noi, PSD, ALDE, PSRO, să înființăm acest club sportiv municipal. Se știa de toată lumea că aveți un proiect în derulare, că concepeați, lucrați la un proiect? Știau toți factorii implicați? Am venit atunci cu acest meu, pentru că noi am așteptat să se facă ceva, nu s-a făcut. Am venit noi, este dreptul nostru, avem posibilitatea, da, să inițiem acest proiect de hotărâre. L-am inițiat. Am demarat. Știm foarte bine că au fost tot felul de deblocaje. Până la urmă s-a obținut pentru acest club, s-a obținut autorizația la MTS și așa mai departe. S-au parcurs toți pași. În iarna anului 2018, la începutul anului 2018, am aprobat bugetul pentru Clubul Sportiv Municipal. Se știa foarte clar că nu poate funcționa de la început, pentru că era vorba clar de organizarea unui concurs pentru alegerea funcției de conducere și așa mai departe. Deci, ar fi durat puțin, da? O organizare, o luasem și noi, estimasem undeva 4-5 luni de zile în care se pună pe picioare și asta, și să, după aia să se înceapă chiar de la jumătatea anului acesta activitatea sportivă, pentru că și anii competițiile sportive încep... Da, nu e niciun fel de problemă. Pentru, nu,
se dădea drumul la concurs. Că aici este marea problemă. Vedem foarte bine. La concursul pentru ocuparea funcției de director. Și aici s-a întârziat foarte mult. De-abia în luna a 5-a sau a 6-a a fost dat, a fost publicat anunțul pentru concurs la Clubul Sportiv Municipal. Deci s-a stat foarte mult. S-a întârziat extraordinar de mult pentru declanșarea acestui concurs. De ce? Iar nu am înțeles de ce. Se vine acum cu tot felul de motivări că bugetul prea mic. Bun, bugetul mic. Dar atunci pentru ce ai vrut să spui director interimar? A, deci pentru director interimar pe care îl aduceai tu, primarul municipiului Târgu Jiu și îl numeai tu personal, erau bani? Că asta e motivarea. Păi aveți la momentul acesta un buget aprobat pentru orice din acel Este pentru funcționarea CSM-ului, este un buget aprobat. Păi și poate din acei bani plătea directorul interimar. Păi da, spune că domne, nu puteam pentru un director care era pus numit prin concurs, da. Nu erau bani, motivare. Dar pentru... Păi diferența de salariu sau ce? Păi nu e nicio diferență, asta vreau să vă zic. Deci dacă ar fi fost numit frumos, corect, legal, prin concurs, motivarea domnului primar și am văzut chiar și a unor consilieri PNL, domnule, bugetul este prea mic pentru CSM. Păi da, atunci pentru anumitul să ocolească Consiliul Local, deci atenție, numirea unui director interimar pentru că a încercat să vină cu modificări ale regulamentului, cu numirea interimarului, director interimar care nu se mai supunea Consiliul Local, nu mai avea nicio treabă de răspundere, era direct domnului primar. Domnul primar făcea numirea și au mai fost oameni chiar din presă care au sesizat acest lucru și au și atenționat faptul că se fac aceste numiri doar pentru a răspunde domnul. Asta este o realitate. Și să vii să spui, să motivezi, domne, nu sunt bani. Păi da, avem bani la buget. Se făcea rectificare bugetară dacă mai era, venea directorul CSM-ului și venea, domne, uite, începem activitatea cu ramura sportivă asta, asta și asta. Acum, pentru început, da? Avem nevoie de banii ăștia. Sunt în buget, îi folosește. Nu sunt în buget, mai luăm bani. Pentru că sunt bani la bugetul primăriei. De ce bugetul inițial problema... dispune acest PFOI, acest CSM? Dacă mi-aduc aminte, sunt 250.000 de lei. A fost doar pentru a se începe... Da, pentru a se începe... Derularea... Exact. Da, inițială, pentru că și noi eram conștienți, domnule, nu poți să pornești cu CSM-ul dintr-o dată, să ai nu știu câte secții de handbal, basket, volei, scrimă, box și așa mai atletism și așa mai departe și să ai deja performanță. Nu, toate activitățile astea se iau de jos, ușor, ușor se construiește și mai vii cu o secție, o dezvolți, începi. Sunt niște pași pe care trebuie să-i urmezi. Da? Pentru funcționarea minimă, normală, da? Pentru început 250.000, trebuia să vină și normele de aplicare a legii sportului în care avem nevoie de 5% din buget, avem voie să finanțăm sportul. Da. De, mai erau bani și acolo. Nu s-a pus în aplicare derulat acest concurs. A încercat să fenteze. Să nu uităm, de exemplu, și cu derularea concursului. A stat mai multe luni de zile să întrebe anumite... Deci a ocolit, a jignit lumea sportului din Gorj. Deci toată lumea sportului din Gorj a jignit. O spun că, domne, eu cer persoane din sport, dar din afara județului. Dacă vă aduceți aminte, a fost motivarea domnului primar. Nu între specialiștii în sport din județul Gorj. Trebuie din afara sportului, dar l-a adus pe domnul Liviu Andrei în comisie. Ca să înțelegem. A întrebat la primărie la Timișoara. Ce rezultate are CSM Timișoara? Nu știu, eu n-am auzit. Timișoara pe ramura sportivă. E clubul Poli Timișoara. Bine, clubul de fotbal care treabă cu CSM-ul. La Alba Iulia, la Arad. Deci numai primării PNL a întrebat și asta este o realitate. Puteți să verificați acest lucru, să vedeți că eu nu vă mint. A solicitat doar la primării PNL. Nu întreb tu primării care coordonează CSM-uri cu rezultate. Chiar dacă sunt de la PSD, care era problema? CSM Craiova, CSM București. Și iată, slavă Domnului, că au rezultate inclusiv pe plan internațional. Competiții au câștigat turnee pe plan internațional. De ce să nu vorbim? Eu chiar am discutat anul trecut cu director din cadrul CSM București. Și am stat de vorbă cu ei de la două ramuri sportive și au zis, domnul Gherghe, vă așteptăm,
este normal, e nevoie de astfel de CSM-uri, pentru că sunt activități sportive transparente. Am înțeles. Cum s-a finalizat acest conflict, să-i spunem, între ce se vrea și ce este în practică? Acum, luna trecută, a venit o adresă de la Ministerul Tineretului și Sportului, prin care îi spune că are în vedere descentralizarea activităților sportive din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Dar nu s-a spus clar luna viitoare, în două luni, în trei luni. Nu se știe. Este în discuție. Nu este precizat termenul. Era doar în discuție, se are în vedere. Se analizează. Bun. Se va duce după aia în cadrul guvernului, se va duce în parlament. Deci sunt niște pași de urmat. Care mai durează, care mai întârzie. Și s-a folosit de această adresă pentru a anula concursul și de a numi interimar. Dar încă o dată întreb. Deci pentru un director care era numit prin concurs nu erau bani. Dar pentru a avea un director pe care îl numești tu personal primarul municipiului Târgu Jiu, aveai bani. Întrebare, pentru că nu am citit. Ce se întâmplă dacă, să zic, s-ar fi desfășurat concursul, ar fi câștigat unul dintre cei înscriși, nu? Și apoi venea această decizie, nu știu, peste 5 luni, partea MTS-ului să descentralizeze cu fundament legal cu totul. Ce se întâmplă? Ar fi fost preluat de către noi, de către CSM. Deci, el ar fi clubul sportiv Panduri, că de el este vorba, da? Ar fi fost preluat de către CSM. Da, nu clubul sportiv Panduri ar fi preluat CSM. Aici aveam... Nu, era preluat, deci dacă s-ar fi hotărât ca acest club sportiv să intre în subordinea Consiliului Local, nu în subordinea Consiliului Județean, pentru că și aici este o... Ce precedere au venit? Încă nu se știe. Lasă la latitudinea fiecărui județ în parte, la înțelegere, ori prea Consiliul Județean, ori Consiliul Local al Primăriei Municipiului Reședință de Județ sau alte primării. Deci dumneavoastră acum Consiliul Local ați reușit să blocați, să spunem, dorința de numirea unui director interimar. Să dăm drumul la făgașul normal de funcționare a unui club sportiv municipal. Pot să vă spun că sunt mulți părinți care m-au contactat și în privat pe Facebook, și telefonic, și pe stradă când ne-am întâlnit, prieteni, cunoștințe, care ne-au întrebat de acest CSM-ul, care au copii care derulează, care fac activități sportive și care și-ar fi dorit să vină cu copiii la acest club sportiv municipal, pentru că au văzut că este o idee bună. Și dacă vă aduceți aminte, eu inclusiv anul trecut, când se știa că se finalizează și sala sporturilor și stadionul, eu am în vedere și o să vedem noi că se finalizează această investiție, să scoatem la licitație denumirea bazei sportive, așa cum s-a întâmplat la Cluj, așa cum se întâmplă în țările civilizate. Toată baza sportivă să fie denumirea comercială, să fie scoasă la licitație și să vină un sponsor, să punem anumite condiții, că și aici eu așa am gândit-o. Dom'le, scot la licitație, cer anumite condiții să fie un sponsor, stau de vorbă cu el. Dom'le, normal că eu nu pot să-ți garantez performanță acum când sunt în ligile inferioare. Da? Și toți acești bani investești treptat, odată ce eu avansez în ligile superioare. Am ajuns în prima ligă, la handbal, la basket, la volei, vorbim și de fotbal, că acolo sunt cei mai mulți bani și bine, cei mai multe interese. Dar doar ipotetic, vorbim că fotbalul e în genunchi. Vorbim de handbal, basket, volei, atletic. Da? Eu avansez. Dom'le, ajung în prima ligă. Dacă mă clasez pe anumite poziții inferioare din clasament, atunci normal că nu-mi dai foarte mulți bani. Dacă deja obțin calificări pe poziții de cupe europene, crește valoarea sponsorizării și așa mai departe, dar toate făcute gândite ca din acei bani să se poată toți acei bani să poată fi folosiți pentru întreținerea bazei sportive. Vedem că din păcate a fost finalizată sala sporturilor, dar nu se derulează nicio activitate sportivă în sala sporturilor, pentru că domnul primar nu a lăsat nici măcar să se deruleze antrenamente, deși eu pot să vă spun că în vechea sala sporturilor, cât am jucat 4 ani de zile volei în perioada liceului la clubul sportiv școlar, cum erau atunci, am făcut antrenamentele, le făceam în sala sporturilor. Era o plăcere extraordinară. Atunci când nu se putea pentru că erau competiții sau aveau alții antrenament, se mai întâmpla să se mai schimbe orarul. Și făceam în altă sală de sport de la anumite licee. Era o dezamăgire când mergeam în sala sportului, era ceva extraordinar, ne simțeam foarte bine, vestiare, duș și așa mai departe, toate condițiile pentru a face performanță, pentru a juca la nivelul acela de club sportiv școlar. Acum nu dai voie activităților sportive, pentru asta am făcut aceste investiții. Și blochezi
Dar da, și se desfășoare, că am văzut, au fost două activități. Nu, Doamne ferește, nu am absolut nimic cu Constantin, cu Universitatea Constantin Brâncuș, dar face o activitate de final de an pentru studenții de la universitate, face o activitate de folclor în sala sporturilor, dar nu lași activitățile sportive. Ai făcut un campionat de box pentru că a venit Federația de Română de Box și Federația Internațională de Box și a dorit, pentru că era un eveniment important cu deschiderea sălii sporturi și mai departe. Și au vrut să se lege de această șansă a noastră de a pune în valoare sala sporturilor. Și atât. Cum poți să spui că finanțezi sportul, că vrei să se desfășoare activități sportive când tu nu lași? Și au fost solicitări. Pentru ce am făcut această investiție? Stă sala sportului, stă închisă, stă nefolosită. Lasă cu oamenii să se antreneze, lasă copiii să se antreneze. Nu am înțeles de ce. Vedeți? Ia, sunt niște semne de întrebare și lumea vine că văd că în ultima perioadă se tot încearcă să se demonizeze doar Consiliul Local. Deci numai noi, consilierii locali, noi suntem cei mai vinovați. Se încearcă doar demonizarea Consiliului Local. Dar văd că în ultima perioadă, din ce mai multă lume, schimbă părerea și despre domnul primar. Bine, dânsul are o altă părere foarte bună și foarte frumoasă despre domnia sa. Mă bucur. Spunem pe larg toate aceste probleme, dar asta este realitatea. Am înțeles. Să trecem la nivel superior în ceea ce privește actul administrativ. Avansăm puțin. Avansăm, da. Suntem prieteni de foarte mulți ani, corect? Ne leagă niște ani. Da. O să vă pun o întrebare, să spunem, personală. Ca român, întâi, da. Și apoi ca membru al Partidului Social Democrat, vă simțiți reprezentat de premierul în exercițiul României? Da. Da, e o chestie normală. Știu că toată lumea se leagă de anumite greșeli și dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă și comunicare. Eu am mai stat de vorbă și cu oameni care nu au legătură cu politica, care sunt apolitici și care, primul lucru mi-a zis, domnule, da, sunt greșeli care le face doamna premier. Dar sunt foarte multe, mai ales în ultima perioadă, în care este mereu urmărită, doar pentru așa ceva. Greșeli de comunicare, de exprimare. Să ne aducem aminte, inclusiv președintele Americii, Bill Clinton, a făcut confuzie, a făcut o gafă între Macedonia și Muntenegru. Nimeni nu s-a sesizat. Ne aducem aminte că inclusiv magnificul premier Cioloș, premierul meu, al domnului Iohannis, a spus că leagă maritim Constanța de Baku. Baku, care este în Azerbaijan și este peste munți. Da, poate fi avut o viziune, un plan vizionar. Dar nu știu cum, prin munți, așa, foarte interesant. Gafă pe care nimeni nu a băgat-o în seamă. Nimeni nu, nu, acum nu mai... Aveți aparat de propagandă păi, în PSD. Nu vreau să vă zic, nu, astea sunt... Sesizațiile. Iată, sunt, da, sunt greșeli pe care le faci. Inclusiv eu, care vin de atâția ani de zile și la radio și la TV, recunosc că am făcut greșeli. Doamne ferește, nu sunt perfect. Pe comunicare. Comunicarea asta este extrem de grea și știți foarte bine ce înseamnă comunicarea și mai ales să ieși pe sticlă. E presiune, e mai ales la acel nivel. Sunt momente destul de delicate, dar vedem că o parte a presei doar pe asta este canalizată. Dom'le, ce greșeală a mai făcut? Orice chestie se speculează. Dacă vă aduceți aminte că inclusiv când și-a început mandatul doamna Dăncilă, s-a scos din context un interviu pe care l-a făcut la Bruxelles doamna Dăncilă și s-a interpretat că Iranul este în Europa. Și pot să vă spun că am văzut acel interviu integral și pot să vă spun că a fost scos din context. A fost lucrat, ăstea sunt pe fentă. Și toate chestiile astea sunt făcute de entități. Să nu credeți că în spate sunt doar deontologi sau specialiști pe comunicare. Bun, din partea partidilor. Sunt anumite entități în spate. Inclusiv acest scandal creat în jurul acelui număr de matriculare. Să nu credeți dumneavoastră că, domnule, e o chestie extraordinară, a fost ceva... Stați că mai vin două mașini, da? Zilele astea în țară. Da, am văzut. Vedeți că, de fapt... Și care au și cifre. De fapt, în mare parte acum în România, numai de asta ne interesăm. Vedem că numai asta ne interesează.
mediul de afaceri în România și pot să vă spun că e reală chestia. Și vă puteți verifica și dacă eu vă mint cu ceva, chiar vă rog să ieșiți public și să spuneți, domnul Gherghe ne-a mințit. Mediul de afaceri care este destul de mulțumit și începe să aprecieze activitatea și măsurile luate de către guvernul PSD. Partea de salarizare, care se simte și este normal să dăm oamenilor și angajaților un salariu din ce în ce mai bun. Este un lucru normal și vedeți că doar pe guvernările PSD s-au făcut aceste creșteri de salarii. Nu mai revenim la ceea ce s-a întâmplat în perioada de tristă amintire și socială și politică pentru România. Și știți bine la ce perioadă mă refer. Comunistă. Da. Nu cred că pedeliștii erau comuniști. 47-1989. Deși mulți din PDL, știți foarte bine, că foarte mulți au făcut parte și din PCR. Și din PSD foarte mulți. Absolut, Doamne ferește. Și din PNL foarte mulți. Absolut. Să revenim. Păi inclusiv marele filosof Șora, da, care știm foarte bine. Da, nu are un istoric foarte curat, dacă am putea spune. Da, și nici de acel deontolog sau domne care îl vedem acum cum îl scoate. Bine, dacă vorbim de deontolog, dar discuția este amplă, mult sunt foarte multe, sunt foarte multe de vorbit pe această temă. Și aici este marea problemă. Dar normele de protocol, când preiei o funcție de genul acesta, da, de premier, da, lemniți, eu vreau și eu să înțeleg. Omul ăla stă la in cu tine, premierul finlandez, dacă sunt, nu e estonian. Da sunt anumite. Și tu faci gafa, o faci odată, dar o faci de două ori în același. Da, învață. Aici eu aici m-aș orienta și aș începe să-mi pun semne de întrebare la oamenii din aparat. Corect. Care sunt o problemă. Sunt pentru se așa schimbe. Ceva. Să-i schimbe și să-i cheme ori nu vor, ori pentru nu pot. Pentru că vedem, iată, la Cotrocenii avem cel mai mare aparat al unui președinte se de stat din ultimii Gherghe. 30 de ani. Să-i schimbe pe acei deci consilieri. Deci niciun președinte de la Revoluție încoace nu a avut un asemenea aparat cum îl are actualul președinte. Și mai mult degeaba, doar ca să... Da, măcar nu face gafe. A făcut și domnia sa gafe, dar din păcate ele nu sunt băgate în seamă sau nu sunt valorificate de o parte a presei. Și vedem care presă este cea care valorifică foarte presa mult aceste greșeli. Da, presa liberă. Nu, eu nu condamn, eu nu fac greșeala pe care o fac unii care să spună, domne, PSD-ul a subjugat presa așa. Dar s-au folosit de aceste declarații, de aceste sloganuri, doar pentru a induce populația într-o anumită direcție greșită și adică vedem că de fapt această presă nu e chiar așa, sunt anumite... Ca o completare în timpul regimului Năstase, presa a fost încălecată grav, presa la nivel central și spre teritoriu. Amintiți-vă. E posibil, corect, e posibil să fi fost astfel de derapaje, dar după anul 2004 au fost derapaje mult mai mari. Vă aduceți aminte de fostul președinte cu țigancă împuțită și așa mai departe. Bine, în egală măsură, mi-au aminte de un alt fost președinte, mai care... animalele. Corect. Da. Acum nu stăm să le analizăm. Nu, dar tot de vedere. Gafă de comunicare. Aici este marea... Și cine devine domnul Gherghe? Cred că ăsta e pixelul albastru. Da, pixelul. Pixelul este că tot vorbim și e la modă cu acel pixel. Sunt greșeli și să știți că în funcții, atunci când sunt anumite funcții, presiunea e foarte mare. Sunt anumite greșeli. Mai avem circa două minute până la finalul emisiunii. Ce se va întâmpla pe 10 august? Vedeți ceva fantastic sau... Nu știu ce este pe 10 august. Păi vin românii din afară să protesteze împotriva Partidului Social Democrat. Eu am citit că sunt trei țări mari din Europa, români de acolo, da, care reprezintă diaspora din acele țări și care au spus foarte clar că nu li se pare normal acea mișcare, că e clar că este totul bine pus la punct și... Da, n-ați discutat cu toți românii din acea țară. Nu. Poate au fost 10 care au semnat un comunicat și vin în ceilalți 100 de mii. Așa și aceia 3-4 care s-au fotografiat cu marele Mălin Bot sub un pod cu niște hârtii cu mesaj calomnios și, domne, noi reprezentăm diaspora din acea țară. Din Spania, nu? Ce faceți dacă se strâng 1,5 milion de oameni acolo? Este dreptul tuturor cetățenilor, este dreptul lor de a ieși, așa cum și noi. Da? Dar vedeți, acum nu mai e organizat acel meeting, nimeni nu mai spune că este foarte bine organizat și poate ar trebui să vedem dacă nu cumva sunt și anumite entități în spatele acestei mișcări de pe 10 august, nu?
Dar faptul că noi PSD-ul și am declarat-o și am spus-o foarte clar că vom face un meeting în Piața Victoriei, toată lumea... N-am văzut hârtie, apropo, da? N-am văzut hârtie, facturi și chitanțe de la deplasările. Sunt reale, sunt justificabile, nu este nimic ascuns, nu s-a încălcat niciun fel de lege. Ea doar pentru că convine, nu convine, acel meeting a fost foarte bine organizat și au venit foarte mulți oameni. Și unii aduși cu japca, Păi vedeți dumneavoastră, asta organizarea de partid, asta înseamnă, tu ai luat pe tabel, ai pus și ai dus. Nu poți să ameninți oamenii nu cred. Eu vă spun cel puțin la nivelul județului. Poate la nivel de Buș n-a fost cazul, nu contest, dar în țară au fost cazuri, oamenii care sub protecția anonimată. Eu am stat de vorbă după acel meeting, pot să vă spun că am fost la o întâlnire cu oameni din toate județe și de la alte partide politice. Nu am fost, eu am avut o altă problemă, din păcate nu am putut să ajung, dar acest lucru s-a știut de către conducerea partidului. Aș fi mers cu mare drag până atunci când eu am putut, am mers la absolut toate manifestările care au fost la București. Și încheie aici, am stat de vorbă cu oameni și de la PNL și spuneam, domnule, asta este, dacă mie partidul spune, șeful, da, președintele organizației județene, trebuie să aduci atâția oameni, trebuie să aducă atâția oameni. Așa funcționează, de la serviciu de stat. Așa funcționează partidele politice. Dacă nu vrem să înțelegem ce înseamnă jocuri politice, politică lăfări și așa mai departe. Din păcate, nimeni nu mai vrea să citească ce înseamnă politică, ce înseamnă partide politice, funcționarea unor partide politice, modul lor de organizare, de funcționare a partidelor politice, ce înseamnă parlament, ce înseamnă guvern, ce înseamnă legiferare, cine trebuie să legifereze, cine trebuie să guverneze și așa mai departe. Toate chestiile acestea sunt făcute intenționat, tocmai pentru a se crea acest val în jurul cu siguranță României. Până în 2020 ne vom revedea, ne vom reauzi. Sau până în 2020. În 2020, aveți colegul aici care ne-a șoptit mereu și ne-a ajutat în cadrul acestei emisiuni și mulțumim. Vă mulțumim pentru prezență. Și eu mulțumesc. La o nouă dezbatere. Să anunț o vară interesantă. Și încă o dată, toate informațiile pe care eu vi le-am spus aici, dacă vă rog să le verificați și dacă eu am mințit cu vreuna dintre informații, vă rog ca prieten, ca și jurnalist să ieșiți public și să declarați că eu am înțeles. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră, dar și domnului Gherghe, vă urăm o zi cât mai plăcută și infinit mai frumoasă ca vremea de afară. La revedere! Și eu vă mulțumesc, la revedere!